Fie Dumnezeu, acel care este neschimbat, chiar dacă noi de multe ori, în deciziile noastre, ne cam schimbăm. Vreau să vă spun că mă bucur că am ajuns în mijlocul cu dumneavoastră. Și vreau să vă spun pace vouă. Dacă nu aveți pace, aș dori să găsiți această pace în Iisus. Amen. În Luca, capitolul 9, versetul 23 spune, apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lege de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Așa că este câteodată greu cu ce caruce. Oare de câte ori îi spune Dumnezeu despre crucea noastră care o purtăm în fiecare zi? De multe ori părem și niște cârtitori înainte lui Dumnezeu despre crucea care o ducem în fiecare zi. Aș dori ca Dumnezeu să ne ajute ca crucea care o ducem, să o ducem cu El împreună. Pentru că singur nu putem. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și aici este o problemă, pentru că văd mulți oameni care aleargă în această lume pentru această viață. N-au alte priorități decât viața aceasta. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute ca noi, care spunem că iubim pe Dumnezeu, care spunem că îl urmăm pe Dumnezeu, să spunem Dumnezeule, vrem să avem mântuire. Dumnezeu, vreau să terminăm pe tine și viața aceasta nu contează, pentru că viața aceasta o vom pierde. Dar viața aceasta care o avem noi aici este o șansă ca să câștigăm pe cele dincolo. Pentru că aici nu putem să ne facem de capul nostru, nu putem să umblăm cum vrem noi, nu putem să facem ce vrem noi și aici, pe pământ, este o pregătire pentru viața de dincolo. Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul Omului de El când va veni în slava sa Tatălui și a Sfinților Îngeri. Vreau să vă spun că de multe ori când un frate întingea mâna și spunea pace sau Domnul să te binecuvinteze, mă rușinam și nu știam ce să zic. De multe ori rămâneam acolo tăcut și mă uitam și mă râdeam și nu știam ce să zic. Aș dori ca să nu ne rușinăm atunci când vedem un frate sau când vedem o soră din biserică, să nu ne rușinăm să le spunem pace sau Domnul să te binecuvinteze. Pentru că suntem frați în Hristos. Vedeți că oamenii au salut să spune ceau sau cum să mai salută. Și noi de ce să nu ne salutăm cu pacea Domnului sau cu Domnul să te binecuvinteze? Vreau să citesc din Daniel un verset care pe mine mă încurajează, care spune în Daniel 12, versetul 3, spune: cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Și m-a tot frământat, pentru că mi-e teamă de ceea ce îmi învăț eu pe alții sau de ceea ce le spun altora. Oare mai învățăm noi pe alții să umble neprihănire? În lumea aceasta mulți îi învață spre rău, dar noi, care suntem copilul lui Dumnezeu și care spunem că rămân pe Dumnezeu, trebuie să învățăm pe alții. Spune că cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului. Mai avem noi înțelepciune în ziua de astăzi? Sau ne lăsăm duși în eroare? Mai cercetăm Scripturile atunci când se predică, să fim demn sau cum se spune despre Dumnezeu?
Pentru că mulți atunci când sunt învățători, afirmăm cu capul, dar nici nu știe ce se citește din Biblie sau dacă este corect. Aș dori ca să fim aceia care să cerceteze Scripturile, care să caute adevărul. Pentru că foarte ușor ne putem duce departe de Dumnezeu. Cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veci și în veci de veci. Vă dați seama, în veci, în veac și în veci de veci. Eu cred că aici se referă în veci de veci când vom fi cu Dumnezeu. Dacă greșesc, mă puteți lua de o parte afară și chiar mi-aș dori să mă îndrepte cineva să-mi spună, n-ai spus bine. Chiar mi-aș dori ca cineva să mă mustre ca să mă îndrepte pe calea lui Dumnezeu. Pentru că știu că greșesc. Știu că de multe ori rășmașul ne pune piedici ca să greșim, atunci când să venim la biserică să nu mai putem să fim bucuroși, să nu mai putem să îl găsim pe Dumnezeu și venim aici la biserică întristați, împovărați, venim la biserică, nu mai găsim nici bucurie în biserică. Oare de ce? Aș dori ca Dumnezeu să ne ajute să avem înțelepciune și pricepere. Să ne lăsăm folosit de Dumnezeu, pentru că atunci când venim în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu așteaptă ceva de la noi. Dacă un părinte intră în casă și vede copilul râzând, oare Dumnezeu nu vrea și aceasta de la noi? Dumnezeu este aici și Dumnezeu când este prezent, El nu vrea să ne vadă întristați, apăsați și cum mai suntem noi. El vrea ca să fim plini de bucurie pentru mântuire. Amin. Aș dori să rugăm pe Dumnezeu să ne îndrepte pașii. Amin. Aș dori să ne rugăm ca Dumnezeu să pună în noi dorință de a-L căuta pe El. Amin. Și să ne dea lumină și înțelepciune, pentru că de multe ori ne lipsește lumină, ne lipsește pricepere. De multe ori am fost și eu împărcat și n-am știut ce să fac și mă rog Dumnezeu să-mi dea înțelepciune. Aș dori ca să ne rugăm lui Dumnezeu că atunci când suntem într-o stare în care nu știm ce să facem, să apelăm la Dumnezeu. Amin. Dar greșeala este că de multe ori apelăm la Dumnezeu când nu mai avem nicio scăpare. Aș dori ca primul lucru care să facem în viața noastră este să apelăm noi la Dumnezeu mai mult ca la oameni. Că de multe ori știm să alergăm la oameni, dar la Dumnezeu nu prea alergăm. Vreau să vă mărturisesc că m-am adresat puțin că fratele Alexandru a spus în demnul despre credință. Am venit pregătit, dar totuși mă bucur că Dumnezeu l-a folosit pe fratele Alexandru. Nu știam ce să pregătesc, pentru că am venit foarte hotărât cu acest îndemn despre credință. Dar mi-a făcut un lucru care spune să nu te îndoiești. Oare de câte ori îndoim noi de credință? Oare de câte ori Dumnezeu ne spune să credem și credința noastră este slabă? Aș dori să ne ridicăm în picioare și chiar dacă am fost lung și poate nu am găsit ceva bun din acest îndemn, dar aș dori ca să ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea înțelepciune și să putem să rămân pe El. Amin.